Președintele Partidului Socialiștilor Igor Dodon, liderul Partidului nostru Renato Osată și unul dintre liderii Platformei Civice Demnitate și Adevăr Andrei Nastase trebuie să achite un prejudiciu în valoare de peste 750.000 de lei după protestul care a avut loc acum o lună în fața Parlamentului. Informația se conține într-o scrisoare expediată de către Secretariatul Legislativului, celor trei lideri politici. Printre obiectele deteriorate se numără gardul de protecție al șantierului de construcții, ușa de la intrarea în legislativ, dar și mai multe piese de mobilier. Amitim că în data de 20 ianuarie simpatizanții Platformei da ai partidului nostru și PSRM au protestat în fața Parlamentului față de votarea guvernului Filip. Manifestațiile au degenerat în violență, iar protestatarii au forțat ușa de la intrare cu o rangă metalică și au pătruns în interior, unde au distrus mai multe bunuri.